Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Noi întâmplări palpitante, pline de suspans, se vor derula astăzi, într-un nou episod din serialul Dragoste și Speranță. Naci s-a dus la Edremit pentru a-și proteja familia și pentru a se asigura că Ferei a fost curățată de suspiciunile ei și a aflat că Zeine era fica lui G. Naci îl confruntă pe Bulent cu această problemă. Conversația sa cu Bulent, departe de a ușura îndoielile lui Naci, va adăuga altele noi acestor îndoieli. În timp ce Melis pregătește un nou joc pentru el cu banii pe care i-a luat din poșeta lui Zeynep, Zeynep, neștiind ce se întâmplă, are probleme pentru că a pierdut banii pe care Belkis i-a dat să părăsească Marea Ege. În timp ce Zeynep se luptă cu această situație dificilă, ea se va afla într-o situație și mai dificilă odată cu introducerea lui Ferey, care a venit la jocul lui Melis. Pe de altă parte, Firdevs, care vede Suat și y împreună, apeluri y și muruve acasă pentru a se răzbuna. O surpriză proastă îl așteaptă pe Ildis la casa lui Firdevs. Ferei cere lui Zeynep să dea socoteală pentru rochiile și bijuteriile scumpe care au ieșit din camera lui Zeynep cu jocul lui Melis. Bulenta leargă să-l salveze pe Zeynep, care se află într-o situație foarte dificilă. Când Ege află despre situație și se întoarce acasă, Becrolent și Ege se confruntă. Atitudinea protectoare a lui Bulent față de Zeynep aduce suspiciunile lui Naci la suprafață acum Nacii va recurge la un nou mod de a afla dacă Zeynep este fica lui Bulent. Gândindu-se că soțul ei a înșelat-o cu Ildis, Firdevs este hotărât să se răzbune pe Ildis și să-i dea o lecție grea. Elif află că mătușa ei Ildis a căzut în capcana lui Firdevs și fuce să o ajute cu sprijinul nordului. Dar Elif nu va putea preveni ce se va întâmpla cu Ildis.